Lecția 21. Sunt hotărât să văd lucrurile altfel. Urmați instrucțiunile complete ale lecției din cartea Curs de Miracole. Sunteți ființe binecuvântate, într-adevăr. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus. Acesta este unul dintre principiile fundamentale pe care ai nevoie să înțelegi că îl urmărești în această practică. Ești hotărât să vezi lucrurile altfel. Aceasta, prin presupunere, înseamnă că unele dintre lucrurile pe care le vezi acum și le interpretezi sunt incorecte. Recunoști asta prin disponibilitatea ta de a practica. Este important să îți amintești că vei schimba unele lucruri din lumea ta făcând această practică. Această practică este un proces de transformare a minții. Prin urmare, lumea proiectată din mintea ta se schimbă. Acest lucru trezește frică în mintea nerăbdătoare, deoarece securitatea și siguranța ego-ului consideră că lucrurile nu ar trebui să se schimbe, în special tu. După cum știi, ego-ul este un aspect al minții tale care folosește separarea și frica drept temelie. Acum, pe măsură ce mergi spre iubire și spui, trebuie să schimb felul în care văd aceste lucruri de care sunt înconjurat, ego-ul începe să se certe cu tine și răspunde: ei bine, stai puțin, am pus toate aceste protecții. Am creat toate aceste moduri de a face lucrurile pentru a te menține în siguranță și departe de potențiale pericole, de exemplu alte ființe. Acesta este unul dintre lucrurile pe care ego-ul vrea să le facă. Vrea să te țină departe de alte ființe, deoarece percepe că te vor răni și controlul tău asupra mediului tău prin intermediul defensivității și atacului sunt ceea ce te ține de fapt în siguranță. Adevărul este că de fapt este ceea ce te face să fii nefericit sau bolnav. Este important să știi că pe măsură ce parcurgi aceste lecții, acea voce certăreață apare în mod regulat. Poate fi destul de zgomotoasă uneori, dar trebuie să te întorci la motivele pentru care ai început acest curs. Trebuie să te întorci la motivele pentru care simți că ai nevoie să îți schimbi mintea. Este important să îți revizuiești decizia inițială de a începe lecțiile din cursul de miracole, astfel încât să nu uiți sau să asculți vocea ego-ului care spune: hei, ne-am descurcat grozav fără ca toată această disciplină să ni se ceară. Să ne întoarcem la ceea ce am știut dintotdeauna și la ceea ce am făcut întotdeauna. După cum știi, dacă faci ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține ceea ce ai obținut întotdeauna. Dacă nu asta vrei și cum vrei să te exprimi și să trăiești, atunci trebuie să te decizi să continui aceste lecții, indiferent de comentariul care vine din partea separată a minții tale, pe care o numești ego-minte sau mintea egotică. Suntem foarte mândri de tine că ai ajuns până aici. Te provocăm astăzi să împărtășești aceste videouri, indiferent dacă simți sau nu că oricine altcineva din jurul tău, pe pagina ta de Facebook, de exemplu, le va înțelege. Este un mare cadou pentru umanitate să împărtășești această serie de lecții pentru acele ființe care ar putea suferi și nu știu de existența ei. Este un lucru minunat de luat în calcul, de făcut. Dacă ești prea speriat să o faci pentru că îți este frică de persecuție sau judecată din partea altora, atunci poți să te uiți la acel mic secret care se ascunde în mintea ta, și anume că îți pasă mai mult de ceea ce cred alții decât de sănătatea și bunăstarea semenilor tăi. E bine de știut dacă asta ți se ascunde în minte. Poți lucra și la asta în timp ce trecem prin aceste lecții. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus și suntem foarte încântați că ești aici. Ne revedem mâine!